seama câte milioane se aruncă acum în bătaia vântului. Să vedeți cât de puțin le pasă de mediu și de sănătatea lor sau a noastră, celor cu petarde și cu focuri de artificii. Uitați-vă ce rămâne în urma lor. Praf de pușcă, plastic, carton și alte chestii dăunătoare mediului, pe lângă daunele cauzate aseară aerului, pe lângă poluarea fonică și stresul cauzat oamenilor sensibili, animalilor. Uitați-vă ce pericol public. E bucuria voastră explozivă. Canonadă sub clar de lună, pe timp de pace, oamenilor le place să facă așa zgomot. Pe motiv că s-a schimbat data în calendar. Dar asta e convențional și se întâmplă în fiecare noapte, la miezul nopții, schimbă data în calendar. Pentru ce se face atâta zgomot, atâta risipă de bani, de nervi? O petardă din asta acum îi intră cuiva în geam, îi sare cuiva în ochi. Îi rupe cuiva o mână. Ne jucăm cu focul, cu război la graniță. 100.000 de refugiați în România care au fugit din calea bombelor, din calea rachetelor, de frica războiului. Niște disperați care n-au alte moduri de a se bucura de viață. Se dea cu petarda doar. Tiri bomba.
Și acum orașul e scufundat într-un nor de fum, care sigur nu e sănătos de respirat. Iată, o petardă sărit în curtea școlii. Vai de mintea noastră! Halal și rușine. Dăm pacea, liniștea, banii noștri pe așa ceva. Că am văzut la televizor și în filme. Pentru că ne le vând chinezii tare, tare ieftin. Avem bani, dar n-avem minte să-i cheltuim. Să investim în sănătate, în binefacere, infrastructură. Băgăm în petarde. Și multă mâncare și beție. Cu orice ocazie, dar mai ales de Revelion. Filmează și o dronă în dreptul lunii. Dar nu știu ce părere are cel sau cea cu drona. Eu am ieșit să vă filmez și să vă critic. Mi se pare irresponsabil, imatur, irațional. Ce facem cu așa ocazii? Aerul în capitală e irrespirabil. Canonadă nejustificată. Bombardamente pe timp de pace. O grămadă de oameni acum cu inima blocată. Și mai multe animale care nu înțeleg ce se întâmplă. Îmi pare rău să văd asta. Rușine București, rușine alte orașe românești, dar mult sigur se întâmplă și la țară așa ceva. Cred că ar trebui să te îngândurezi și măcar altă dată să te comporți altfel. Somn ușor, națiune. Poate o să ai visuri mai bune.